Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a publicat astăzi rezultatele concursului pentru posturile de director și director adjunct ai unităților de învățământ din județ. Au fost înregistrate 77 de candidaturi, fiind situații în care o persoană s-a înscris și pentru funcția de director și pentru cea de adjunct. 8 dintre candidații prezenți la examen au fost respinși, iar 3 nu s-au prezentat. Totodată au depus contestații 7 dascăli maramureșeni. Pot să vă spun că la nivelul județului Maramureș a fost depuse 9 contestații de către 7 candidați sau 7 concurenți. Avem 3 contestații depuse la proba scrisă, 4 contestații depuse la proba de evaluare a CV-ului și 2 contestații depuse la proba de evaluare a interviului. Pentru că unii candidați la șefia unităților de învățământ din județ nu au promovat sau au fost posturi pentru care nu s-a prezentat nimeni, 11 instituții de acest gen au rămas fără conducere. În listă sunt Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, Liceul din Rozavlea, Seminarul Teologic din Baia Mare și școlile gimnaziale din Sighetul Marmației, Dămăcușeni, Ardusat, Băiuț, Bicaz, Crasna, Vișeu. În aceste unități școlare, până pe 31 august, vor funcționa directorii care funcționează și acum, urmând ca după 1 septembrie să fie numiți directori cu delegație până la organizarea concursului. Inspectorul școlar general adjunct a mai menționat că rezultatele concursului urmează să fie validate de Consiliul de Administrație al ISJ Maramureș.